Anii 80 reprezintă fără îndoială cel mai bun deceniu al fotbalului de club din România. Într-un mediu în care se puneau bazele generației de aur, echipele noastre au reușit performanțe greu de imaginat în contextul actual deplorabil în care a ajuns fotbalul intern. Primele indicii legate de nivelul la care ajunsese fotbalul nostru le-a dat Universitatea Craiova. În sezonul 1981-1982, știința a atins sferturile Cupei Campionilor Europeni, eliminându-le pe Olympiacos și FC Copenhaga. S-a oprit în sferturi după 1-3 la general cu gigantul Bayern München. Nu a fost o performanță singulară, pentru că în același sezon, dar în Cupa UEFA, Dinamo obținea un rezultat imens. În turul secund al competiției, formația din Ștefan cel Mare a eliminat-o pe Inter Milano, după 1-1 la Milano și tot 1-1 la București, albi-roșii câștigând meciul în prelungiri. Au marcat în Ștefan cel Mare Dudu Georgescu, Augustin și Orac. Dinamo avea să fie eliminat în turul următor de IFK Göteborg, în cele din urmă câștigătoare a trofeului. Au urmat două stagiuni continentale în care echipele noastre au fost la un pas de finale. În 1982-1983, Craiova devenea prima semifinalistă din România unei cupe europene. Se întâmpla în Cupa UEFA, părăsită de Bala și compania după 0-0 în deplasare și 1-1 acasă cu Benfica, până în careul de Aș, Universitatea a ajuns eliminând echipe de top precum Bordeaux, Fiorentina sau Kaiserslautern. În sezonul 1983-1984 venea rândul lui Dinamo să stabilească noi borne de performanță prin calificarea în semifinalele Cupei Campionilor Europeni. A fost un parcurs formidabil pentru echipa bucureșteană, care în drumul către topul 4 al întrecerii a eliminat-o inclusiv pe Hamburg, deținătoarea trofeului. Dubla cu Liverpoolul lui Rush a fost pierdută cu 3-1 la general, cormoranii câștigând și trofeul în fața Romei. Dacă sezonul european 1984-1985 nu a fost unul strălucit, la finele sezonului 1985-1986 se înfăptuia cea mai mare performanță de club din istoria fotbalului nostru. Este vorba, bineînțeles, de finala câștigată de Steaua, după finala cu Barcelona disputată la Sevilla. O echipă formidabilă, condusă din teren de Bioloni, Stoica, Lăcătuș sau Pițurcă, un antrenor, Ienei, care știu să combine propriul stil, unul modern, bazat pe pase rapide și o viteză de joc extraordinară, cu pregătirea clasică asigurată de cei care au precedat în rol, în frunte cu Halagian. Senzaționala reușită a Stelei nu a rămas singulară. În anul 1987, Steaua își continua parcursul glorios în cupele europene și o învingea pe Dinamo Kiev în Supercupa Europei. Gheorghe Hagi, jucător transferat recent de la Sportul Studențesc, a marcat golul decisiv în marea finală. Perioada de glorie de la Steaua i-a adus transferul la Real Madrid, iar Gică avea să devină cel mai valoros jucător român din toate timpurile. Steaua București a ajuns în careul de aș al Cupei Campionilor și în sezonul 1987-1988. De această dată, formația roșu-albastră se afla sub comanda lui Angelo Dănescu. Trupa din Ghencea a pierdut în fața Benficăi, scor 0-2, iar lusitoanii au disputat finala împotriva lui PSV Eindhoven. Sezonul 1988-1989 coincide cu încă o performanță fabuloasă înregistrată de Steaua București. Roșalbaștrii eliminau pe Sparta Praga, Spartak Moscova și Galatasaray în drumul spre o finală a Cupei Campionilor cedată în fața lui AC Milan, pentru care jucau Rijkaard, Gullit și Van Basten. De altfel, în finala disputată pe Camp Nou în fața 97.000 de spectatori, ultimii doi au reușit câte o dublă. Epilogul acestui deceniu de senzație pentru fotbalul de club din România se scria în aprilie 1990, la câteva luni după Revoluție. În prim plan a revenit Dinamo, care predea la mare luptă dubla cu Anderlecht din semifinalele Cupei Cupelor. Despre acea echipă, condusă de Mircea Lucescu și pentru care evoluau Răducioiu, Sabău, Stelea, Rednic, Andone sau Lupu, s-a spus că ar fi devenit o favorită certă la cucerirea Ligii Campionilor dacă jucătorii nu ar fi luat în corpore, în acea vară, calea cluburilor din vestul Europei. Tot în acest interval, 1986-1990, și alte echipe de România, precum Sportul, Victoria București, Oțelul, care în 1988 o învingea pe Juventus la Galați cu 1-0 în Cupa UEFA și în continuare Universitatea Craiova, reprezentau cu mândria România în cupele europene. Totuși, evoluțiile acestora, deși bune, păleau în fața marilor rezultate reușite de cele două mari rivale bucureștene pe plan continental.
Sunt ani de glorie ai fotbalului românesc, a căror amintire va dăinui în memoria microbiștilor români, a fanilor acestor grupări de legendă, prin intermediul unor clipuri îmbătrânite de timp de pe canalele social media sau prin istorisirile eroilor din teren.